Surprinzător acest final, surprinzător și premiul, surprinzător cam tot ce s-a întâmplat în legătură cu acest task. Sincer, eu chiar m-aș bucura să intre Beatrice, m-aș bucura foarte mult să vedem cum s-ar comporta Antonio cu o fată, așa cum spune el, de tipologia lui și care să se încadreze în standardele lui. Sunt curioasă dacă va fi un alt Antonio sau va rămâne același. Important ar fi să intre Beatrice și apoi să intre o altă fată, pentru că ați văzut că el, de fapt, atunci când încerca să o cucerească pe Maria, era doar cu Maria. Probabil că așa va fi și acum cu Beatrice. Când a intrat o altă fată sau și-a schimbat el percepția, automat s-a reorientat. Deci cumva ca să fie testat și să vedem reacția lui și cum va fi parcursul cu Beatrice, ar trebui să, după Beatrice, să mai intre o altă fată la fel de frumoasă. Mie mi se pare că este foarte frumoasă Beatrice. Și chiar ar fi ceva senzațional, gen să vedem pe Beatrice de pe banca capricilor în platou, ce în platou, în casa Mireasa. E destul de dificil și complicat să te acomodezi. Cred că ar trebui să aibă un motiv extrem de întemeiat să participe la acest show și anume să-i placă foarte mult Antonio. Chiar sunt curioasă.